Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre câteva simptome ale trezirii spirituale. Știți și voi că lumea dragă au loc evenimente economice, politice, sociale și de mediu, care, bineînțeles, schimbă radical modul când, cum gândim noi, cum simțim, cum percepem lumea din jurul nostru, precum și modul în care ne percep. Ne percepem unii pe ceilalți Schimbarea, bineînțeles, plutește în aer la nivel colectiv și categoric la nivel uh, individual ne, uh, ne trezim, adică ne aflăm în preajma unei treziri co colective de conștiință Având în vedere ciclul planetar actual de 26 de ani acest ciclu de 26.000 de ani de se apropie spre sfârșit. La nivel colectiv, schimbarea, schimbarea conștiinței colective este în plină desfășurare, chiar și în aceste momente producându-se o deconectare bazată pe teama pe teama și înrădăcinată în separare control lipsă de dragoste de valoare la cea integritate și conexiune cu tot ce există în noi. La nivel individual, schimbarea produce transformări uimitoare în timp, ce energia de o frecvență vibrațională puternică care uh, curăță și elimină tot uh, uh, ceea ce nu ești tu cu adevărat și te uh, aliniază cu ceea ce ești. Uh, adică o ființă autentică, neînfricată, creativă, plină, plină de dragoste necondiționată care nu cunoaște, bineînțeles, granițele imaginare ale separării. O trezire spirituală este însoțită întotdeauna de o foarte mare schimbare interioară. Posibil să simțiți că vă pierdeți mințile, da? Într-un anumit fel, chiar îți pierzi mintea, dar ce aveți, veche. Cu toate bagajele acelea emoționale pline de credințe, concepte, pe atitudini și emoții ale trecutului, care acum nu-ți mai servesc, nu-ți mai servesc la nimic. Deși acest proces poate fi o provocare pentru foarte mulți dintre noi, este, este important să ne amintim Schimbările puternice, uh, aceste schimbări puternice care sunt însoțite de haos și de, 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 de acele perioade tulburătoare. Aceste perioade sunt necesare pentru ca vechiul să facă, uh, să facă loc noului. Și vă uh, voi spune câteva, câteva. Simptome ale trezirii spirituale. În primul rând, primul, primul care îți dă semnalul că apare o trezire spirituală, dragul meu, este corpul tău. În primul rând, apariția și intensificarea manifestărilor afecțiunilor fizice ale unor boli, a unor dureri. Deci acesta este unul din semnalele prin care adevăratul tău sine îți atrage atenția cu privire la rezistența și la atașamentul față de vechile tale credințe și emoții și la rezistența pe care o ai față de schimbările care urmează să se producă. Păi, eu știu, obiceiurile alimentare, obiceiurile tale alimentare încep să se schimbe. Pe măsură ce energia negativă este eliminată, câmpul tău energetic va funcționa la o frecvență din ce în ce mai puternică. Ca urmare, alimentele pe care tu obișnuai să le mănânci nu îți nu vor mai place acum, da? Preferințele tale alimentare vor deveni, ei, mai ușoare de acum încolo și s-ar putea să te simți mult, mai mult în contact cu corpul tău fizic. Există o posibilitate să apară prin acele pofte alimentare neobișnuite. Centrii energetici ai organismului, și anume aici mă refer la ceacre, încep atunci să se deschidă. Poți simți anumite senzații în diferite locații ale acestor centri. Căldură în partea de sus a capului, presiune sau, eu știu, o etanșare a centrului energetic în zona plexului, zona pieptului și a plexului solar. Acea senzație de apăsare a gâtului Organele asociate cu sistemul energetic sunt afectate, putând provoca uh, niște dezechilibre temporare și, bineînțeles, un disconfort. Dar, important este ca în această perioadă să te hidratezi uh, tu uh, suficient. Deci, este foarte, foarte important să bei apă foarte multă când vezi o, o schimbare asupra corpului tău. Un alt simptom, emoțiile tale. O emoție, dragul meu, nu este altceva decât, decât acea energie în mișcare. Toate emoțiile tale reprimate sunt stocate în memoria celulară a corpului tău. În acest moment, toate energiile de, de, de acea vibrație uh, inferioară sunt stimulate și uh, procesate și, bineînțeles, curățate, bineînțeles, eliberate. Emoțiile negative, precum furia, vinovăția, durerea, teama, rușina, uh, uh, eu știu, unele traume sunt aduse, aduse atunci la suprafață, da? Copleșirea emoțională, sensibilitate mai mare, modificări extreme de dispoziție, depresie, ansietate, acea insecuritate a ta, da? Toate, toate acestea sunt un rezultat al trezirii tale spirituale. Acum, acum e timpul să conștientizezi aceste stări ale tale. Un alt simptom, și foarte, foarte important, este mintea ta. Credințele vechi, înrădăcinate în, în teama și limitare, sunt aduse atunci la suprafață și cer să fie eliberate, cer să fie înlocuite cu alte credințe care se află în rezonanță cu, cu adevărul tău interior poți avea sentimentul că nimic nimic nu este mai sigur inclusiv identitatea ta în care credeai atât de mult până acum acest proces dragul meu are loc în vechile tipare de gândire care nu-ți mai servesc sunt aduse în în lumina conștiinței Vedeți câte schimbări, câte, câte, câte schimbări emoționale deci, are loc atunci când, când apare o, 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 cum se spună, apare acea trezire spirituală. Un alt simptom, relațiile și viața, viața noastră socială. Toate tipurile de relații din viața ta când are loc o trezire spirituală, sunt afectate într-o măsură mai mică sau mai mare. Pe măsură ce tu începi să te vindeci, începi să te, uh, uh, să te schimbi la nivel profund al ființei tale, vibrațiile energe energetice ale tale sunt în creștere, sunt în creștere, deci în mare consecință. Relațiile dinamice bazate pe control, pe abuz, pe putere, eu știu, nu știu cum să mai zic, vor ajunge la un sfârșit, deoarece tu, corpul tău, nu mai poate tolera această energie în viața ta. Atunci vei fi atras din ce în ce mai mult de oameni care seamănă cu tine, da, asemenea, ție. Există posibilitatea ca vechile obiceiuri sociale să nu te mai atragă și atunci poți dezvolta noi, noi preferințe în ceea ce privește uh, compania oamenilor din jurul tău. Și un alt simptom, ele sunt foarte multe, dar vă spun uh, cam cinci așa simptome. Poate o să vorbim altă dată Viața spirituală. Odată cu deschiderea principalelor, principalelor centri de energie ale organismului și cu eliberarea acelei energii negative, dezvoltarea abilităților tale intuitive, a sensibilității, a empatiei, a telepatiei și a altor abilități extrasenzoriale, își fac atunci simțită prezența în viața ta. Vei începe atunci a să îți adresezi tu ție întrebări de genul: Cine sunt eu? De ce sunt eu aici? Care este adevăratul meu scop pe pământ? Dragul meu, o trezire spirituală promovează o mult mai profundă conexiune cu, cu centru inimii tale. Ca urmare, s-ar putea să fii mai vulnerabil, mai deschis și să treci printr-o perioadă de sentimente de dragoste și respect pentru tot ceea ce există în jurul tău. Așa că fă timp, fă timp câteva minute pe zi, pentru a face o călătorie în lumea ta interioară și pentru a te reconecta cu centrul inimitale. Acestea sunt câteva simptome ale trezirii spirituale. Ele sunt foarte multe, dar poate altădată vom vorbi și despre celelalte, dar am considerat că acestea sunt cele mai uh, importante. dragii mei! eu închei acest videoclip pe mine. Haide să vă spun, pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube Gabriela Ilinca Aron Gabi Gabriela Viața, pe blogurile mele spirituale Viața, Reiki Terapii Spirituale și Inițieri, Mesaje Dincolo de Viață și, bineînțeles că nu puteam să stau deoparte, mă găsiți pe tip. TikTok, Gabriela Ilinca 812 și Gabriela Ilinca 80. Miau la revedere de la voi, dragii mei, și o spun din tot sufletul meu și cu cea mai mare sinceritate: vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând!